Ce este tiroida și cum se numește corpului această glandă? Tiroida este o glandă în formă de fluture, chiar situată la baza gâtului și are un rol extrem de important în organismul nostru. Are legături cu absolut toate sistemele din organism. Intervine în aparatul cardiovascular, în tulburări de metabolism proteic, lipidic, glucidic. Este responsabilă, până ce și de stările noastre emoționale, afective. Simptomele care ar determina un medic de familie, în primul rând, să trimită la medicul specialist pacientul, sunt stări de palpitații, nervozitate, inexplicabilă. Pacientul se prezintă transpirații, nu are nicio explicație pentru aceste simptome și o stare de disconfort la nivelul gâtului. Diagnosticul unei afecțiuni tiroidiene necesită, în primul rând, o ecografie tiroidiană, pentru că trebuie să observăm nu numai funcția tiroidiană, ci și structura acesteia. Și aceasta se poate face numai cu o ecografie tiroidiană. Ulterior, dacă este necesar, în cadrul descoperirii nodulilor tiroidieni, este necesară și puncția cu ac subțire și următoarea, examenul histopatologic, și eventual recomandarea intervenției chirurgicale. Patologia tiroidiană în ultimii ani a luat amploare și recunosc că în țara noastră este foarte mare, dar consider că și în celelalte țări din Europa și Statele Unite patologia este în procente mari. În centrul de excelență tiroidiană din România, pacientului se oferă o consultație cu o multă răbdare, discernământ, cu o completare a examenului clinic cu investigațiile, ultrasonografie, deci ecografie, puncție tiroidiană, eventual scintigrafie tiroidiană, deci absolut urmărim pacientul, putem să-l urmărim pacientul de la început când ne vine la cabinet până în momentul eventuale intervenții chirurgicale și după și postoperator. Cancerul tiroidian a luat și el amploare în țara noastră, aceasta datorită investigațiilor, adică posibilității de a face o ecografie tiroidiană și a descoperi din timp acest cancer tiroidian. Este adevărat că prognosticul pentru cancerul tiroidian este foarte bun, în special la tineri. Cancer tiroidian poate să aibă șanse de rezolvare până la 94%, ceea ce este optimistic. Și poate să fie urmărit postoperator mai întâi la intervale scurte de timp, apoi din ce în ce mai mari. În sălile de operație, aceste intervenții ale chirurgicale, ale tiroidei, într-adevăr, echipamentul și toată pregătirea preoperatorie este de înaltă clasă și aș putea spune că am văzut așa ceva în Statele Unite, deci în sălile de operație și nu în România.